Filarmonica Pitești a organizat vineri, 28 octombrie, de la ora 19, în sala Sinfonia, un nou concert de jazz. Alături de bandul instituției, alcătuit din pianistul Victoraș Buștean, chitaristul Alexandru Iordache și percuționistul Gabriel Barani, pe scenă a fost prezentă și cunoscuta solistă Ozana Barabancea. Ozana Barabancea a fost încântată de experiența pe care a trăit-o pe scena piteșteană. M-am simțit foarte bine, aveți un public foarte cald, extrem de receptiv. Am comunicat frumos cu publicul vostru și de-abia aștept să revin. Ozana Barabancea abordează diverse genuri de muzică. Pe lângă activitatea de solistă, aceasta este și profesoară de canto, șlefuind de-a lungul anilor nenumărate talente.